de bisectoare în triunghiul ABC. B. Distanța de la A la A la B egală cu distanța de la A la C. Distanța de la A la A virgulă B. A virgulă B. Așa? Da. Distanța de la A la C. Da. Este egală cu distanța de la A virgulă C. De la A la C. Păi, ar fi că AB perpendiculară pe AC. Da. Așa mi se pare. Distanța de la A la B, așa e scris în carte? Da. Așa. Aici. Da. Ce? Să știi așa vorbim de autor. C, punctul C. Distanța de la D la AB. Distanța de la D la AB. Egal cu distanța de la egală cu distanța de la de la AC. De la AC. Și ABCD. Păi acolo sus n-ar trebui să fie și așa câte două. Păi asta. Deci asta nu mi-e clar mie, dar o să vedem noi problema acum. Că distanța de la un punct la alt punct nu e corect scrisă. Da. A, F, E, S, I, S, O, S, C. Triunghiul. Da. A, E, F, I, S, O, S, C. Începem problema cu un triunghi ascuțitorii, da? Da. Și AD e mediană și tot aici AD e perpendicular pe BC, spune, nu? Da. Ce este, spune că e mediană și prunul și perpendiculară? Păi atunci este un triunghi isoscel. Vezi? Ne-a transmis. Dacă AD e mediană și AD e perpendicular, AD e și înălțime. Da. Și în ce triunghi mediana și înălțime? Deci acum suntem trimis să luăm triunghi isoscel. Vezi? Deci e cu baza BC. Da? BC. Căutăm mijlocul. Mijlocul știu că e D. Așa zice. Și iată vârful A. Deci nu fac problema la întâmplare, nu figura la întâmplare, ci sunt atent la aici și în ipoteză. Am ghicit că e triunghi isoscel. Adică, locul să ne spună că se dă un triunghi isoscel și se dă un triunghi în care mediana e și înălțime. Adică triunghiul este isoscel, da? Și ce îmi cere în primul punct? D e perpendiculară pe AB. D e, duc din D, din D perpendiculară pe AB. E, D e. Și de coace și parcă F, nu? F. D, F perpendiculară pe AC. Și D, A, da, ne-am dus pe amândouă. Bun. A, D, bisectoare în ABC. Păi dacă este mediană și înălțime, este și bisectoare și mediatoare. E de toate, nu? Da. Deci, mai ales refructificăm pe acestea și atunci asta înseamnă că e isoscel. Și continuăm pe urmă din asta, da? Demonstrația, repede. Demonstrație. Cum A, D, A de mediană, apoi A de perpendiculare, da? BC. Înălțime, da? Da. Mediană și înălțime, asta înseamnă, atunci triunghiul ABC isoscel. Și de aici rezultă că AD este și ce? AD este și bisectoare. Bisectoare, da? Ba mai mult mediatoare. Deci e de toate. Și când am zis AB bisectoare, am răspuns la punctul A. Da. În punctul B. Distanța de la A. Păi da, este la un moment. Păi, distanța de la A. A la B, adică de la A până la punctul B, da, este concret că dacă este isoscel,
Da, dar trebuie să spună că AB este cât AC. Deci dacă luăm așa mai corect, este să spun să arătăm că AB este egal cu AC. Da, asta trebuie să spun, că AB este egal cu AC. Cred că o să o punem în ipoteză și eu pus-o la... Nu, ne-a dat numai că mediană și înălțime. Și noi am tradus că e și isoscel. Și atunci, din faptul că e isoscel, avem că AB egal cu AC, da? Și e terminat și punctul acesta. Da. B. B. Punctul C. Distanța de la... D la A. AB. Care e distanța de la D la AB? DE. Sigur că da, e perpendiculară, că așa ne-a dat-o. Asta. Deci D este perpendiculară. Păi da, D este congruent cu DF. Din ce motiv? Pentru că orice dreaptă care... Orice? Orice punct care pleacă... DP? DP bisectoare, mergi. Nu, DP. Da, e zis bine. Orice punct DP bisectoare... Care pleacă... Orice punct DP bisectoare e la egală distanță de latul unghiului. Da. Da? Deci, altfel, dacă nu ne-am dus și în triunghiul, e A, D, A, D, F, și A, unghiul ăsta, de asta, în latură comună, perpendicular, și de acolo trebuie să rapid toată povestea. Da. Deci, de faptul că D, că A, D bisectoare, cum A, D, bisectoarea unghiului B, A, C, B, A, C, gata. Rezultă că D e... D e congruent cu DF. Congruent cu DF. Deci D e este congruent cu DF și gata problema. A e F este isoscel. Iar A e F este, dacă te duce la A e F așa se uni, este isoscel. Păi da, nu. Și A e F trebuie să arăți că este isoscel. Pentru că orice punct de pe bisectoarea triunghiului, este la egală distanță, știm că E, E, ce punct este acolo în mijloc, nu știu, D sau nu știu, unde împarte latura F în două. E, F? Da. Da. Știu că E, N este congruent cu N, F, E, A este congruent cu F, deoarece din B, A scad B, E și din A, C scad C, F și mai știu că A, E, N, nu, F, da. Și N, F este numerator comună. Luând în compararea triunghiurile E, A, D și cu A, F, D, din compararea triunghiurilor pe care ai făcut-o mai devreme, ai rezultat că asta e cât asta și asta e cât asta. Mie mi s-a părut mai ușor acolo, că locuiam acolo cu N și deci pui aici deja un făceam... Un da. Punct pe, să zic așa, da, și de acolo... Da, și era că E P cât P, P F. De unde știi că E P cât P F? Pentru că orice punct de pe bisectoare este la egală măsură de latură. La egală distanță, dar n-am dus așa. Că distanța se măsoară cu perpendiculara. A. Deci atenție. Păi atunci oricum știam că EA este congruent cu EF. E A cu E F, E F, E A cu E F, de unde știai? E A. Păi am scăzut din B A, B E și din B C, din A C, F C. Dar de unde știi că B E este cât C F? Pentru că am luat spre comparare triunghiurile. E D, B și F, D, C. E, D, B și F, D, C. Și acolo știu că E, F. Dar de ce să mai muncești tu ăstea mici? Nu deodată mi era mai clar să fi luat E, D, A cu A, D, F, unde avem pe A, E și pe A, F? Da. Da. Că era latură, latură, latură. Sigur că la... nu e latură, latură, latură. Da. Latură este. Asta... Latură. Latură, latură. Și despre A, E cu A, F, nu aveai. Însă, aveai ce? Că unghiul a fost bisectoare. Unghiul ăsta e cât celălalt. Celălalt, da. Da? Și de aici te puteai duce ușor spre comparare. Sau, cum mai zici tu, luându-le pe acestea iarăși, despre care ai toate motivele, te duci și prin diferență ți-e să... Da,
ceea ce ai spus mai înainte, da? Bun. Triunghiul AEF este isoscel, punctul D al problemei este rapid, nu? Deci triunghiul, hai zicem, triunghiurile E, B, D, merg pe ideea ta. Triunghiul E, B, D. Îl luați A, E, D, că mă, nu știu, am văzut și mi se pare ușoare acum. Da? Deci triunghiul A, E, D, triunghiul A, E, D și triunghiul A, F, D. A, F, D. Ele au... Ele au în comun că A, D, latură comună. A, D, latură comună. E, D e cât E, F. E, D, egal cu E, F, de unde? Ipoteză. Din ipoteză. De fapt, de la punctul A. Da, E, D e cât E, F, da. Și mai știu că unghiul A, E, A, D, este cât D, A, F. E, A, D este cât? D, A, F. D, A, F. E, A, D. Congruent cu E, A, F. Nu, cu D, A, F. E, E, A, D. D este cât? D, A, F. Cu D, A, F. Și mai știi că și ăsta e din 90 grade? Da. Mai că și unde? Da, ca să te duci și ți-e trebuia unghiul dintre ele. Ăsta cu ăsta. Oh. Da? Neapărat. Că degeaba aveai tu două laturi. Dar dacă n-ai unghiul dintre ele, nu te duci. Ți vine pe problemă. Așa dacă ai unghiul ăsta cu ăsta, ăsta cât ăsta. Rămâne al treilea cât al treilea. Deci, ce să spun acum? Că unghiul, mai adaug aici, că unghiul... zi tu. Între unghiul A, F, D. Unghiul care? A, F, D. A, F, D. Măsura. Măsura lui A, F, D. Egal cu măsura lui. D, E, A. Cu D, măsura lui D, E, A. Și egal cu 90 grade asta, că e dus pe exact distanța pe care asta se măsoară. Și atunci, conform cazului, ori spui latură, unghi, latură, da? Da. Sau spui latură, unghi, unghi, merge și așa, nu? E, D, latură, latură, unghi, unghi, da? Deci, conform cazului, latură, unghi, unghi, triunghiurile luate în discuție sunt congruente, triunghiul A, E, D, e congruent cu triunghiul A, F, D. Deci triunghiurile sunt congruente. Și fiind congruente, toate elementele sunt congruente două câte două. Adică cine? E, P, congruent. A, E. A, E cât? A, F. A, E. Deci de aici rezultă. A, E. E, egală. Cu A, F. Și asta știe și trebuia și atunci triunghiul devine ceva de triunghiul acela. Isus. Triunghiul A, E, D. A, E, D. A, E, F. A, E, A, E, F, da. A, E, F. Isus. Isus, cea. Bun. Și pe asta am încheiat și problema asta. 14? 15? Da. Acum începem din suplimentar. Așa, dar am început să ne încălzim și sper să mergem cu mai multă siguranță, da? 15. Yeah. Triunghiul ABC. Deci în ipoteză, triunghiul ABC. Mediana AD este și bisectoare. Deci AD, AD mediană,
Ce mi se pare? Ce mesaj ai? Genesisos cel. În Genesisos cel cu ce bază? Bâcă. Cu bâcă. Deci, practic, imediat în mintea ta s-o declanșa chestia. Știi că ai de face un Genesisos cel și desenăm. Ca să nu pierdem timpul, să-l desenăm și să vedem exact cum adunăm elementele pe figură. Da? D, A, B, C, D de aici. Știm că BC este media aritmetică a laturilor AB și AC. BC. Deci BC este media aritmetică a lungimilor laturilor AB și AC. Ce înseamnă media aritmetică? Adică am scris BC egal AB plus AC supra 2. Așa. Deci mai adaug BC egal cu AB plus BAC, totul pe 2. Dar e imposibil. Că într-un fel aș aduna două drepte de aceeași lungime. Da, cum da. BC fiind mai mic de cele două. S-a întâmplat să desenul meu. Într-un fi ne-a dat că BC este cât AC. Asta ne-a dat acum. Deci din asta BC ar fi cât AC. Adică ar trebui să fie triunghi echilateral. Iată mesaj. Vezi? În loc să spune să dăm un triunghi echilateral de la început, da, problema e ascunsă. Și spune așa. Mediană și bisectoare. Adică vezi că e isoscel așa. Noi ne-am gândit că e isoscel, dar e echilateral. El chiar mai mult. A doua relație ne anunță că avem de-a face cu triunghi. Echilateral. Vezi? De aceea, ce-a vrut să vadă, dacă știm ce înseamnă media aritmetică? Da, desenăm acum nelimpede un triunghi echilateral. Deci toate unghiurile de câte grade? De 60 de grade. A, B, C. Toate laturile egale. Asta înseamnă. Am primit noi mesajul din tot ce ne-a spus în prima parte a problemei. Da. Și acum continuăm. Să se arate că triunghiul ABC este echilateral. Ai văzut? Am și văzut asta. Demonstrația o facem atât. Demonstrația. Deci, în concluzie, trebuie să arătăm triunghiul ABC echilateral. Demonstrația merge foarte rapid. Păi știm că BC... Deci, în triunghiul A, B, C, în care avem AB mediană și bisectoare, rezultă de aici că triunghiul ABC este isoscel. Ceea ce s-ar traduce cu AB egal cu AC, da? Da. Și cum avem că BC, de desubt adăugăm, că BC egal cu AB plus AC pe 2, din cele două. Din cele două aflăm că BC egal cu BC egal cu AB egal cu AC. BC egal cu AB egal cu AC, toate egale, asta înseamnă că triunghiul ABC e echilateral. Ce mai 16? 16 am rezolvarea făcută. Ai făcut-o la clasă? Nu, e făcută din carte, demonstrația. Vezi acolo... Da. Dar hai să ne pronunțăm noi, să vedem coincide. Poate noi găsim alte soluții. Apar, în triunghiul F... În ipoteză. În triunghiul ABC. Triunghiul ABC. F sunt mijloacele laturilor AC și respectiv AB. Cu alte cuvinte, E aparține lui AC, așa ai spus, da? Da, și F aparține lui AB. F aparține lui AB, mijloace, adică da. Traducem cum asta. Traducem că AE este cât e C. AE egală cu EC și încă ceva de desubt.
A. A, F este către B. F, B. Gata. Fie bână intersectat cu C, F egal cu T. Bână intersectat cu? Intersectat cu C, F. C, F egal cu? Punctul C. Nu bână, eu aș spune bâie. Bâie. Păi acolo ne scrie? Sau ne păstate? Nu, bâie. Sau nu știu, mi s-a părut. Da, bâie intersectat C egal cu punctul C. Și A, T intersectat cu B, C este egal cu D. A, T intersectat cu B, C egal cu punctul D. D. Arătați că B, D cât cu D. Concluzia, arătați că B, D egal cu? Egal cu C, D. C, D. Deci e vorba de un triunghi ABC, mare tare. Deci avem un triunghi ABC mare tare. Așa. Triunghi ABC. Că eu este mijlocul AC. Că F-ul este mijlocul lui AB, F-ul, și că BE cu CE, ce este BE? Ce este asta? Cum să numesc? Mediana. Mediana. Și CEF ce este? Tot mediana. Tot mediana. Ele s-au întâlnit în punctul T, zice problema. Nu trebuia să întâlnească punctul G? Uite, BE cu CF în T. Păi da, dar de obicei se scrie cu G. Cu G. Da. De regulă se scrie centru de greutate de acolo, da? A, T intersectat cu B, C egal cu D. A, T intersectat cu B, C egal cu punctul D. Păi și asta e tot înălțime, tot median. Așa. Și nu mai ne mai cer să aflăm că B, D este cât cât D. Păi A de mediană, cu B comparăm cu BC, BD. Deci, chestia asta o știm noi, că dacă două sunt mediane, a treia care trece pe acolo e tot mediană. Da. Dar demonstrația concretă, cum o faci oare? Adică vreau să demonstrez acest lucru, e adevărat. Asta o știm noi ca rezultat. Mediane sunt concurente și... Deci a treia n-are ce face, de trece pe acolo, e tot mediană. Dar cum am demonstrat-o noi așa? Păi știm că toate se întâlnesc în centru de greutate. Adică... Punctul acela e centru de greutate, da. Și o să încercăm să arătăm. Da. Păi noi, într-un fel, știm că A, F este concurent cu F, B. A, F, da, asta știu. Mai știm că E, A este concurent cu F. Asta știu iarăși, da. Dar noi nu știm că C, D este concurent cu D, E. Asta nu știm. Păi, nu știu. Se observă că dacă E, F este concurent cu F, B și E, A tot cu E, C, ar trebui și E, D să fie cu D, B. E, F concurent cu? E, F. Cu... Nu, E, A, cu A, A, F. E, A, cu A. Cu, nu, E, A, cu E, C. E, C, da. F, A, F, cu F, F. Cu B. Ar trebui să fie și cât de comune. Dar acesta ar trebui, cum se spune noi? Cum se redacte? Ar trebui. Există vreo teoremă cu ar trebui? Nu. Nu există. Ori este, ori nu este. Deci am niște un raționament. Nu este. Poftim? Păi este, pentru că trece prin centrul de greutate. Da, dar dacă tu ne știi rezultatul ăsta, că e tot mediană și aceea care trece pe acolo, cum ai putea dovedi? Aș vrea spre comparație triunghiurile C, A, D. C, A, D. Și D, A, B. Și D, A, B. Ce poți să ai în cele două triunghiuri? C,
că triunghiul CAD este cât DAB. CAD? Este cât DAB. DAB nu sunt. N-am niciun motiv să sunt. Dacă vine ăsta și cu ăsta chiar nu sunt. Și dacă rupi ăsta și pui peste ăsta sunt identice? Nu sunt. Nu sunt prea mult. Păi n-am ce să dăm, n-am nimic, dar AD la precomună. Deci în fața problemei și este n-ai reacții, nu? Păi dacă iau sub comparare, nu am ce face. Nu ai ce face, de acord cu tine. Nu am făcut nimic. Da. Că nu folosim nimic din ipoteză. Da, păi iată, știu că acele laturi sunt comune și cam atât aș fi din ipoteză. Și ești blocat. Dar ești blocat pentru că chiar nu sunt congruente, că nu poți să arăți ceva care nu este în realitate. Deci ăsta e motivul pentru care nu poți să te duci. Ce-i face tu? Tot timpul stai și te gândești, măi, de ce să dă în ipoteza asta? Dar nu puteți să dă nimic. Dar tu, de ce eu sunt mediană? Dă informațiile păi astea. Da, păi AD e mediană. Păi da, dintr-un rezultat pe care îl știi tu, da, te punești tu. Prin intersecția dreptelor. Da. Bun. Și acum te invit să citești soluția, să vedem demonstrația dacă tu înțelegi. Te rog să înțelegi, să vezi acolo. Ai spus, o am demonstrat, nu-i problemă. Păi spune, T este centru de greutate. Da. AD este mediană în ABC. Da. D în mijlocul laturii, de unde este că B, D este cât D. Da. Eu mă credeam, eu credeam că autorul dă o demonstrație riguroasă. Deci am avut impresia că dă o demonstrație riguroasă, dar nu dă o demonstrație riguroasă. Dacă s-a bazat pe acest rezultat, pur și simplu. Tu fiind centru greutate, cea care trece pe acolo e tot mediană și cum faci mediană, parte în două și pe asta, basta. Ei, și știu de ce nu dă demonstrația asta. Pentru că asta presupune o chestie, o construcție auxiliară. Deci ca să putem face problema asta, ar trebui să mai facem un pas și cred că vine după ce facem paralelismul, da. Paralelismul în clasa a... Nu știu, dar... mâine, dar nu știu paralelismul. Faceți paralelismul, da? Da, mâine. Bun. Dacă faceți paralelismul mai târziu da, putem face, da. Deci, eu mă gândeam acum să mă duc spre demonstrația asta riguroasă, da? Da, paralelismul. Cu paralelismul se face problema. Îți duc prin vârfuri, duc paralele, așa, și se formează aici niște paralograme. Deci, paralel la laturi. Și o duc și pe asta pe aici. Se formează paralele două câte două și acolo diagonale se îmbătrățește și e o problemă frumoasă. Dar rămâne la timpul acela. Rămâne să o facem când va veni timpul. Deci așa, asta e. Mergem pe atâta, pe raționamentul ăsta. Și deci, spunem așa. În triunghiul, la demonstrație, da? În triunghiul ABC avem că CF median, că B e median, că CF intersectează B e egal mulțimea formată din punctul T. Deci CF cu B e egal mulțimea formată din punctul T. Și AD intersectează T. Atunci, de aici, AD, mai adăugăm că AD intersectează BC, parcă. Nu. AT. Hai să le punem pe toate. CT cu BE egal mulțimea formată din punctul T. Și atunci rezultă că și AT și AT median. Deci, AD? Nu, AT, care trece și pe aici. Eu prin T o duc în T. A treia care trece și pe acolo e mediană, da? Iar adăugăm aici că AT intersectează pe BC egal cu punctul
de atâta. În D. Și atunci D ăsta, fiind mediană, D n-are ce face, betul de el, să fie din la mijloc. Deci de aici rezultă de ce D egală cu D, B. Ce D egală cu D, B. Și pe asta am făcut și 16. Trecem mai departe. Să vedem ce problemă. În triunghiul ABC, D este în mijlocul latului AC, iar E aparține lui AB. Astfel încât triunghiul BCD este congruent cu triunghiul CBE. Fie BD intersectat cu CE egal cu G și GD mediană în GBC, arătați că punctele AGD sunt coliniare. Deci problema care e 16. Și avem 17 în ipoteză. Deci triunghiul ABC de mijlocul AC. De mijloc AC. AD e congruent cu DC. AD congruent cu DC. Da. Mai avem că ea aparține lui AB. Ea aparține lui cui lui? AB. AB, da. Dar cum este asta? Nu spune. Spune că aparține lui AB, atât. Așa, bun. Astfel încât triunghiul BCD congruent cu triunghiul BCD congruent cu triunghiul CBE. CBE. Fie BD intersectat cu CE. BD intersectat cu CE egal cu? Egal cu G. Cu G, da? Mulțimea formată din punctul D. GD mediană în GBC. Deci adăugăm că GB. GD. GD mediană în? Mediană în GBC. GBC. În triunghiul GBC, da? Arătați că AGD sunt coliniare. În concluzie, arătăm că A, G și A, G și D, D sunt coliniare. Coliniare. Da? Adică sunt pe aceeași dreapte. Da. Deci avem un triunghi ABC. Deci un triunghi oarecare, că nu spune ce fel de triunghi, dacă o să caut informații pe parcurs, o să schimb părerea. A, B, C. Triunghi ABC. D în mijlocul lui AC. D în mijlocul lui AC. Adică AD cât de C. Adică dacă ar duce pe B, D, ce ar fi BD? Mediană. Mediană. Deci asta înseamnă că BD e mediană de aici. E, lui AB, eu este pe AB, dar nu oricum. Eu trebuie să-l iau pe la B, dar nu spune că la mijloc. Dar spune că BCD. 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 Și cu triunghiul care?